bună seara și bine v-am regăsit la o nouă emisiune aici în platoul Infinit TV. În această seară avem în studioul nostru pe Roxana Florea, Direcția Județeană pentru Agricultură Iași. Bună seara! Bună seara! Și domnul Dorin Caian, crescător de ovine, pentru că în această seară vrem să discutăm despre proiectul sau campania, mai bine spus, realizată de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Alege Oaia. Și dacă tot suntem la acest subiect, e un subiect controversat, să-i spunem așa, pentru că s-au făcut o felul de glumițe pe tema lui. Poate că titlul nu îi se potrivește foarte bine, dar în sinea lui este un proiect bun, nu? Și binevenit pentru crescătorii de ovine. Controversat, da, am putea spune, din cauza titlului. Alege Oaia, sună așa un pic a joculeț. Dar este un titlu de impact, pentru că dacă s-ar fi ales alt titlu, alege sau consumă carnea de oaie sau produsele din carne de oaie, probabil că nu ar fi fost atât de mediatizat și nu ar fi avut atâta impact la public. Da, în sinea lui programul este unul destul de serios, pentru că se urmărește promovarea consumului de preparate din oaie, dar în același timp se propune și încurajarea crescătorilor de ovine. Acest program vine ca o continuitate a primului program sau a primului ajutor de minimis, cel cu subvenția de 1 leu pe kilogramul de lână, când producătorii la fel au fost încurajați să comercializeze lâna, iar la nivelul întregii țări a fost o campanie destul de lungă, în vară, din luna iulie până în luna august, când noi a trebuit să mergem să convingem crescătorii de ovine să vândă lâna sau să o comercializeze la centrele de colectare. La nivelul Iașului au fost pe programul ăsta cu lâna destule dificultăți, pentru că oamenii au fost sceptici la început. În primul rând pentru că nu există centre de colectare la nivelul județului, iar în al doilea rând nu se așteptau, să zicem așa, să vină un program care să îi ajute. Pe lângă subvenția de 1 leu pe kilogram, ei mai primeau și bănuții cuveniți din vânzarea lânei. Da, pe ansamblu este ambele programe sunt binevenite pentru crescătorii de ovine. Pentru că în iarnă, când a fost programul cu tomatele, crescătorii de animale se plângeau atunci când mergeau să promovăm ajutorul de minimis pe tomate, că ei nu sunt sprijiniți. Acum guvernul a venit cu aceste două programe cu crescătorii de ovine. Mai este și al treilea program cu berbecuții de rasă și cred că încet încet se cam mișcă lucrurile. Și dacă tot îl avem în studioul nostru și pe domnul Dorin, care este crescător, aveți oi, să înțeleg. Da, bineînțeles. Și cum e? Cum sunteți susținut? Cum vedeți această campanie din punctul de vedere a crescătorului de ovine? Deci, campania asta, proiectul ăsta de subvenționare la kilogram de lână, adică 1 leu pe kilogram de lână, este mic, dar e foarte bun. Pentru că mai bine ceva decât nimica. Deci, un proiect extraordinar de bun, dar cum s-a zis și aici, în județul Iași nu prea sunt centre de colectare. Deci, de exemplu, noi câțiva, nu majoritatea dintre ei, care nu știe cum să facă treaba, să mai duc în altă parte, de exemplu, cum e Sibiu, și comercializează. Dar e un preț foarte mic, adică ajungi la să duc sute de mașini, mii de mașini și trebuie să aștepți la rând cu programare, cu nu știu ce. Și atunci îți dă o valoare foarte mică și leul ăsta se compensează una cu alta. Deci ca să nu arunci lână, să nu-i dai foc sau mă rog. Nu. În rest, dumneavoastră, ce faceți? Faceți produse din lactate, din lapte de oaie? Bineînțeles. Deci o fac... Cred că în sufletul meu, cred că nu există produs din lapte de oaie care să nu știu să-l fac. Și poate nu fac, să zic eu, 60 de produse, da? 4-5 m-am axat pe ele care mai mult, așa, și cu alea merg la piață. Și sunt foarte bucuros că
eu, prin ajutorul Direcției Agricole și așa, mai pot beneficia de anumite piețe, știți? Și pot să-mi promovez produsele și să le vând totodată. Care sunt cele 4 produse pe care le vindeți în mod special în... Telemea, caș, urdă și brânză frământată. Caș frământat, brânză de burduf. Și dacă sunt și alte cerințe de lapte... Deci și caș afumat, caș caval, unt. Și le vindeți la piață? Deci, sau aveți și altă... În piață, nu, deci în piață. Deci în piață. Piață sau la târguri organizate. Carne de oaie este cumpărată sau nu? Deci sunt consumatori de carne de oaie, dar mulți nu știu să o pregătească. Și atunci mai puțin, da? În schimb, dacă este pastrama de oaie sau cârnați, sau se mai face și altceva din carne de oaie pregătită, deci deja gata, adică asta prefiartă și afumată, se vinde foarte bine. Dar carnea, în general carnea crudă, adică așa, mai puțin. Carnea de miel se consumă foarte mult, dar carnea de oaie nu prea. Pentru că nu știu mult să o pregătească. Ca să poți... Da, sunt mulți care nu mănâncă din cauza... Are un miros mai... Deci așa acolo. Deci sunt anumite rase de oi care are un... Deci un gust mai profund de oaie. Și sunt rasele de oi care nu prea are gust de oaie. Așa că aici, știți, deci foarte mulți greșesc un pic. Și depinde și cum e gătită, pentru că dacă o ții mai mult la baiți, dacă... Deci sunt mai multe secrete, mă înțelegeți, acum puteți să intrăm în amănunt ca să vi le spun. Deci eu știu să pregătesc carne de oaie, că dacă așa am crescut, prin conjunctura asta vieții am avut foarte mulți prieteni care nu consumau carne de miel sau de oaie și după ce le-am gătit, eu nu știa ce fel de carne e. Și au mâncat fără să știe și n-au... Adică, da. Până la urmă, în campania asta, în sensul ăsta vine să susțină consumul de preparate din carne de oaie, care... Deci, carnea de oaie e foarte benefică pentru organism, foarte ușoară. Deci, nu e așa dură cum e carnea de porc. Înțelegeți? Deci... Nu știu dacă e bine să intrăm. Deci țările arabe consumă foarte multă carne de oaie. Deci noi exportăm miei și oi pentru în țările arabe. Pentru străinătate mai da. Mult. Deci ei știu să-și pregătească, să gătească felurile astea de mâncare din carne de oaie și atunci normal, pentru ei ceva extraordinar. Și așa ar trebui să fie și pentru noi românii, că de aici e baza, la noi, de aici în România. Deci, noi cei buni trimitem în export, da. Iar ce, nu e rău, că până la urmă nici carne de porc, nici carne de pui nu e rea, doar că ar trebui diversificată, nu mă gândesc. Bineînțeles, da. Deci în consumul casei e normal că trebuie diversificată consumul de alimente. Și atunci... Pe ansamblu e o campanie bună. Din punctul meu de vedere, ca și crescător. Deci, ca și crescător, e o campanie extraordinar de bună. Deci, ca să promoveze. Poate când, dacă o să se facă niște centre de colectare. Centre de colectare a lânii. Deci, atunci, omul se duce cu lână, o predă și cei care colectează prin ajutorul Ministerului Agriculturii sau așa, poate... găsește o ceva pentru prelucrare. Lâna e foarte bună, extraordinar de bună, dar până în 90 era numărul 1, deci era îmbrăcămintea numărul 1 din lână. E lână, dacă, nu știu, pot să vă explic, dar se făceau niște costumașe, pardesie, pulovere. Deci nu-ți venea să crezi că e din lână. Da, până la, înainte lână oricum era mai folosită. Era plătită. Cei care aveau... Contracte, da. Deci la contracte, înainte să preda lâna și aveai de câștigat, foarte multe de câștigat. Așa e o pierdere până la urmă, pentru că dacă nu ai unde să dai lâna, cum să vă spun ce faceți cu ea? Banii, deci pe banii de la lână, cu care luam înainte, în cealaltă perioadă, deci eu eram oaia. Deci aia era sursa, a devenit, adică nu, el era, cum să vă spun eu, deci aia era cheltuiala.
Deci banii de pe lână. Deci nu mai spun mielul, brânza, ăla era un avantaj. Deci cu banii de pe lână noi iernam oile. Miei aveți unde să-i vindeți? Piața de desfacere? Sau deci, creșteți și deci creșteți? Deci piața de desfacere, cum să vă spun, este. Pentru că în Iași se consumă carne de miel și când vin sărbătorile pascale, fiecare om vrea să pună pe masă o friptură de miel. Dar nu-i, cum să vă spun, deci nu poți vinde chiar toți miei care îi ai, pentru că îi crește eșalonat, nu crește toți dintr-o dată. Și atunci care e mai mari? Tem la sărbătorile pascale, ceilalți îi vinde către ferme care îi țin în carantină și pe exportă ei. Câte oi aveți? În jur de 400. Mult. E o afacere bună? Se merită? Deci, cum să vă spun, ca să nu mințim să spunem real, cine zice că nu se poate câștiga din oaie, cred că nu spune adevărul. Sunt și anumite persoane care, dacă ei nu merg la piață sau să-și desfacă ei produsele direct către cumpărător, deci normal că la noi în avantaj, e dezavantaj. Atunci el stă în două, băi, eu nu prea am câștigat anul ăsta, dar dacă, de exemplu, mi-am vândut produsul meu la piață și e altă treabă, deci și mai ales, cum să vă spun, dacă te-ai implicat și în subvenția asta cu SCZ-ul, deci ăsta e un pic mai mult de lucru, nu mai este ca înainte, adică să montezi oile la, după ureche, deci faci o montă dirijată și schimbi rasa, deci te fixezi pe un tip de rasă, te duci pe rasa aia, deci ai de câștigat, pentru că e și prolific și benefic din toate punctele de vedere, și ca producție și ca calitate. Și cu subvenția asta care am primit-o, SCZ-ul ăsta, sprijinul cu plată zootehnie, deci e extraordinar, extraordinar. Deci poți să faci, să realizezi, să ai vane, poți să faci mai multe cu banii ăștia. Sau, deci, sunt niște bani bineveniți și foarte, care ajută. Foarte, pentru că banii ceilalți care erau ANT-ul, care îi lua toată lumea, ăla e 25 de lei. Deci ăla nu-i. În schimb, ăștia la e altă treabă. Cu mâna de lucru, cum e, pentru că cam mulți greu. Aici producători se plâng că nu găsesc oameni care să muncească, iar să ai 400 de oi, cred că e nevoie și de oameni. Până la este urmă... și nevoie de oameni, dar și noi suntem pe lângă oameni. Și atunci munca se împarte. Deci, neapărat trebuie cumva să stai, nu poți pleca numai să pleci, să lași oile pe mâna oamenilor și să te duci la o distracție așa. Nu este sărbătoare, noi nu avem sărbătoare. Crescătorii de ovine, nu. Nu avem sărbători. Mâna de lucru, aici a spus o problemă foarte bună. E cam greu de ei. Foarte greu. Deci, nu știi cum să-i... Ce să le ofer ca să vină la muncă și să... Nu știu ce să le ofer, cum să mă compor cu ei, ca cu nou... Roșu, ca să fie treaba bună. Nu, deci un om deștept nu stă la oi, să știți. Deci asta vă spun din 100%. E o muncă grea și nu neapărat, pentru că până la urmă... Cum să vă spun eu, chiar exagerat de grea nu-i, dacă ești crescut și ești om harnic. Nu. Deci e greu, ești după vreme. De când e vremea frumoasă, toată lumea a stat la oi. Când vede o vreme mai rea, toți fug. Dar trebuie să ne gândim că și... salariile sunt destule convenabile și mai sunt și alte facilități pe lângă salarii. Cam cât în medie are salariul un muncitor care lucrează? O minimă și o maximă, adică însemnând de la depinde cel care merge munca cu care o face. Oile depinde la păscuș și ăla care o prestează. Deci dacă mulge oaia, știe să închege, să tungă, să tundă, să facă tratamente la oi și așa, deci și după numărul de oi, înțelege, care le are în gestiune, da. Deci cam între, deci adică ce spun eu, nu spun și salariile mai mici care... Nu, spunem un minim deci între 1000 de lei și 2000 de lei. Un salariu bun din punct de vedere al... Dar pe lângă salar, deci noi oferim mâncare, țigări, cazare, deci mai sunt. Deci dacă eu, de exemplu, 2000 de lei...
Deci îi dau și țigări, dau și mâncare și mai cazare. Duc și un pahar de vin sau ce, un pahar de bere și cazare. Până la urmă, alte cheltuieli nu mai are, astea sunt toate. Nu are, dacă, adică... dacă un om gospodar își poate strânge să-și realizeze ceva. Într-un an, doi ani de zile, am avut băieți care au vrut o sumă mai mică. Dacă, de exemplu, au avut 1000 de lei, o să domnule, îmi dai 300 de lei ca să mai am și eu de cheltuială, mă mai duc și eu pe undeva, și restul pe mieluță. Și au ajuns de și au făcut stână de oi. Înseamnă că a gândit bine și și a făcut în așa fel încât să muncească în folosul lui până la urmă, nu? Așa persoane cum așa, cam puțin. Care credeți că ar fi soluția pentru a fi mai mulți oameni care se găsesc să muncească? Nu știu, nu pot să vă spun, pentru că mentalitatea omului este una și fiecare își alege serviciul care îl vrea sau munca care vrea să o presteze. Deci eu nu pot să vă spun aici cum ar fi și așa. Da, până la urmă și ajutorul social e binevenit pentru cei care chiar au o problemă și chiar nu pot să muncească, dar pentru cei care ar putea să muncească sunt încurajați cu acest ajutor social în asta acasă, pentru că sunt foarte mulți care iau ajutor social și chiar dacă e mai mic decât salariul pe care l-ar lua, mai au o alocație două și preferă să stea acasă decât să meargă să muncească. Deci știu foarte multe cazuri, așa care, zice, dar ce mă duc să stau la tine, zice, să mă duc pe coile prin ploaie și așa, mai bine să stau acasă și îmi vine banii lunar. Da, cred că asta ar fi o soluție și nu sunteți singurul care spune că e greu cu mâna de lucru. Majoritatea producătorilor din toate domeniile de activitate, legumicultură, s-au plâns că nu au mână de lucru. Oamenii nu vor să vină la muncă chiar dacă sunt plătiți și cu, era 120 de lei pe zi, parcă plus mâncare, adică 120 de lei pe zi, dacă calculăm la 21 de zile, avem un salariu mai mare poate decât un... decât salariul minim pe, minim pe economie, pe studii superioare, nu vorbim de... pentru că sunt tineri care fac câte două facultăți. Și, dăm exemplu, într-o instituție publică, un debutant, cred că are mai... Nu, conform legii ar trebui să aibă salariul minim pe economie. Un debutant într-o instituție publică unde se cer studii superioare și eventual poți să mai ai master, doctorat, același salariu ai. Adică salariul minim pe economie. Și asta nu înseamnă că nu te duci la muncă, nu? Și asta nu înseamnă că nu te duci la muncă. Deci subiectul ăsta cu... forța de muncă și cu a munci și încurajarea ajutorului social, cred că merge în altă emisiune. Și e un subiect... Și este un subiect tabu în momentul ăsta la nivelul întregii țări. Și dacă mi-aduc aminte, au mai venit câțiva producători care se plângeau fix la fel din același motiv. Chiar forța de muncă. Dacă ei erau dispuși pentru un eveniment organizat de noi în cadrul unui eveniment, ca cineva să vină să vândă, îi se oferea 100 de lei pe zi, nu au găsit absolut pe nimeni care să fie dornic să facă lucrul ăsta. Atunci, cred că nu este o problemă a noastră, cred că este o problemă a societății. Asta așa e. Campania Alege Oaia se va derula pe o perioadă de 3 luni. Da, campania... are timpul ăsta de 3 luni de zile în care noi, autoritățile publice locale, împreună cu asociațiile crescătorilor de ovine, suntem puși la un loc și suntem, să zicem așa, puși să promovăm consumul de carne și consumul de produse lactate din oaie. Da, cum spunea și domnul Caian, noi suntem un popor care are o cultură a... de a mânca carnea de oaie, să zicem așa, sezonier, pentru că nu consumăm decât strict la Paște și eventual dacă sunt pasionați, înnebuniți după carnea de oaie și consumul de oaie, care vor mai consuma și în timpul anului. Dar noi, ca și popor, suntem segmentați doar pe sărbătoarele pascale. Cum spunea și domnul Caian, da, carnea de oaie are mai multe proprietăți, dar acum nu putem să
spunem că celelalte tipuri de carne nu sunt bune. Acum e la nivelul de gust al fiecărui consumator în parte. Să obligăm un consumator să consume carne de oaie, iar nu putem, pentru că nu putem să-l forțăm. Noi o să încercăm pe parcursul acestor 3 luni să promovăm acest program. Cred că punctul culminant va fi undeva pe 24-25 ianuarie, când vom avea, să zicem așa, două zile dedicate acestei campanii, iar până atunci o să încercăm pe diverse căi și prin diverse posibilități și metode de a promova cât mai bine acest program. Chiar dacă, v-am zis de la început, el are un titlu așa mai haios, el este un program destul de serios. Pentru că cine va sta și îl va citi, va ajunge la concluzia că da, și producătorii de ouă sau crescătorii de ovine ar trebui încurajați să diversifice gama de produse din carne de oaie, pentru că pot face multe preparate și produse. Pe de altă parte, cum spunea și domnul Caian, carnea de oaie este un pic pretențioasă în preparare. Dacă nu-i știi secretul, iar este dificil. În cadrul campaniei, probabil vom colabora și cu bucătari, care ne vor ajuta și ne vor vinde câteva secrete, să zicem așa, pentru a prepara și pentru a avea produse cât mai gustoase și fără acel miros specific de oaie, care de fapt cred că este adevărata problemă la nivel mental al unui consumator care nu este pasionat de oaie. Cum spunea și domnul Caian, în alte țări sau în partea, consumă foarte mult carne de oaie, dar ei nu o gătesc în așa fel încât rămâne acel gust și acel miros. Nu o țin. Chiar am văzut și în restaurantele turcești, gătesc foarte mult produse din oaie, dar nu le gătesc să nu mai... Dispară gustul. Deci îl mențin același gust autentic și mirosul. Dai seama de la... Mai ales dacă nu ești mâncător de carne de oaie. Eu am prieteni care sunt consumatori de carne de oaie. Eu nu consum, pentru că nu-mi place. Asta e ca o paranteză. Dar am prieteni care sunt consumatori de carne de oaie, iar în Iași nu prea găsesc decât la producătorii locali, gen domnul Caian, și mai sunt câțiva care vin în târgurile și în piețele organizate, unde te poți duce să cumperi de acolo, și sincer am văzut foarte puține preparate și produse în magazine, în marele marketuri. Asta vreau să zic, un market nu am, rare ori găsești, nu știu cum găsești carne de pui refrigerată. Nu găsești carne de oaie refrigerată, să zicem că vrei să faci un grătar de oaie sau să gătești o tocăniță de oaie. Nu da, pentru găsești. Că un impediment cred că este consumul. Pentru că, așa cum v-am zis, noi suntem un popor care consumă în sezonier. Nu consumăm tot timpul anului. Cât la sută din populația României sau din populația județului Iași consumă carnea de oaie în fiecare zi? Păi zic eu, un procent foarte, foarte mic. Și domnul Caian poate să confirme. Da, produse preparate, lactate, se consumă. Pentru acum. Că ele merg în orice sezon. Dar carnea, strict carnea de oaie, doar la Paște, pentru că așa am fost învățați. Paștele este iepurașul și mielul. Nici măcar oaia în vârstă, se consumă mielul. Da, mielul. Da, pentru că dacă vin, sunt consumatorii sau consumatorii care vin strict, vreau miel de 10 kg, 11 kg, 15 kg, dar nu zic că vreau oaia. Nu, vor mielul. Sau jumătate de miel. Da, de fiecare, după familie, după persoane care mai sunt. Mai e una. E mai scumpă carnea de oaie decât carnea de porc, nu știu. Nu, e potrivă. E mai ieftină. Mai ieftină carne. Cea mai ieftină carne. Că dacă ar fi mai scumpă decât carne de oaie, deci e un impediment. Cumpăr porc sau pui sau... V-am zis, aici este o chestie de gusturi. Noi dacă nu sunt... Eu, dacă nu sunt învățată să consum carnea de oaie, nu consum în timpul anului, decât atunci. Și uite, până la urmă, ăsta e scopul campaniei. Exact. Ajungem până prin această campanie se încearcă să se promoveze consumul de carne de oaie. Constant. Se va reuși acest lucru? Nu. Pentru că
tu care nu ești consumatoare de carne de oaie, prin această campanie, da, mergem, a fost și târgul de la București, se mai organizează și la Iași, se vine cu preparate din carne de oaie făcute bine, din rețete, de gust? Da. Și poate îți place. Exact. Dar dacă am și pe cineva care să-mi explice cum s-a ajuns la prepararea acelui produs, atunci va fi și mai bine. Noi, de fapt, scopul campaniei este de a învăța, disciplina, să zicem, consumatorul, de a-l pune față în față atât cu producătorul, cât și cu, să zicem, un bucătar care să-i explice. Pentru că domnul Caian nu o să vândă niciodată secretele lui, care sunt moștenite din familie. Un bucătar poate să-ți dea câteva secrete pentru a ajunge să prepari carnea de oaie la un anumit nivel. Dar eu, dacă e preparată bine, da, de ce să nu consum? Dacă nu se gătește foarte greu, nu văd care ar fi problema. Pentru că, da, la fel se gătește și porcul, la fel se gătește și pui. De ce nu s-ar găti și oaia? Așa e. Eu știu foarte multe persoane care consumă carne de oaie, adică nu au... Și dacă e gătită bine, chiar nu-ți dai seama că mănânci oaie. Așa. Și asta vreau să spun, adică... că prietenii mei, când ajung în ea și încearcă să găsească carne de oaie. Și atunci mă întreabă unde putem merge să mâncăm preparate sau produse din carne de oaie. În afară de a merge în piață sau în târg, nu cred că există un restaurant, două, trei în Iași, care să aibă în meniuri listate și preparate din carne de oaie. Cred că, dacă nu mă înșel, undeva, ori pe la turci, ori pe la arabi, restaurantele astea s-ar putea să aibă. Și am mai văzut și în alte, dar mai puțin. Și atunci, eu, dacă aș fi patron de restaurant sau manager de restaurant, dacă produsul respectiv nu s-ar mai vinde, de ce l-aș păstra în meniu? Și aici este o problemă, să zicem așa. Poate acest program nu va dărma munții, să zicem așa, dar măcar va conștientiza atât consumatorul, cât și producătorul, cât și autoritățile locale, că mai există și alternative la pui și la porc. Și la alte și până la urmă, vită. Cred că dacă se va scoate în evidență cât e de benefică carnea de oaie. Da, noi în cadrul acestei campanii ne-am propus să mergem pe mai multe axe. O să avem și conferințe în cadrul cărora vom discuta despre beneficiile consumului de carne de oaie și a preparatelor lactate din carne, din oaie. Vom avea și întâlniri cu consumatorii, atât consumatori cât și producători, târguri și târguri, să zicem așa, mini târguri. Va ieși probabil ceva din toată campania asta. Noi sperăm că la sfârșitul ei să fim cât de cât mulțumiți, adică atât noi cât și consumatorii cât și producătorii. Pentru că până la urmă contează ca la sfârșitul unui program să fie toată lumea mulțumită. Cum se vor desfășura aceste târguri? Unde? În județ? Conform programului, conform programului, el va fi la nivelul întregii țări în fiecare județ. Acum va trebui să conlucreze fiecare instituție publică locală împreună cu asociațiile crescătorilor de ovine, dar și cu alți parteneri. Noi încercăm să reunim pe toată lumea. Din acest motiv, am zis, vom încerca să avem conferințe cu studenți, conferințe cu consumatorii și vom încerca probabil să facem și câteva evenimente în care vor fi, să zicem așa, invitați atât consumatori cât și producători. Adică producătorii, crescătorii cu, să vină cu tot produs, cum a fost, da, târgul de la București, unde au participat. Da, la București programul a fost lansat în cadrul Indagra. Indagra este cel mai mare târg agricol din România. Nu ne putem compara cu el la nivelul județului. Deci nu avem cum. Este un eveniment cu tradiție.
s-a profitat de Indagra pentru lansarea acestui program pentru că are un impact destul de mare și diseminarea lui la nivelul întregii țări a fost mult mai ușoară. Noi, la nivel local, v-am zis, vom încerca pe cât posibil să-l facem cât mai vizibil, cât mai vizibil. Și până la urmă să se ajungă la ceea ce dorește campania să scoată în evidență, de a se consuma și până la urmă, nu numai, adică să... Adică să fie atât producătorul vizibil, cât și consumatorul mulțumit. Pe de altă parte, în cadrul programului va fi lansată și o piață de gros, în care producătorii vor merge și vor încerca să vândă cu avize sanitar-veterinare, cu tot ce înseamnă, cu sacrificare. Aceste piețe au mai fost aduse în discuție, nu este prima dată. Dar pentru a sacrifica sau a-ți permite legea să sacrifici oile miei în anumite spații, trebuie să îndeplinești anumite condiții. Cam greu, dar nu imposibil. Cum e cu sacrificatul înainte de Paște, restul timpului, aici a spus un punct chiar foarte bun. Deci în zona Iașului, deci nu mă refer în județ. Și poate sunt la o anumită distanță câteva abatoare care sacrifică pentru populație. În schimb, în jurul Iașului nu este. Nu este. Deci la, să zic eu, la o distanță de 50 de kilometri, nu știu niciun abator. Deci în jurul Iașului la 50 de kilometri, indiferent ce zonă, nu este. Poate cumva încolo către Pașcan, dacă mai nici acolo, nu știu dacă este abator pentru populație. Deci se aici așa, dacă direcția agricolă ar pune un punct cu ceva, să se poată face prin lângă jurul Iașului un abator de ăsta pentru sacrificare, ar fi extraordinar de bun. Și ce faceți când trebuie să sacrificați miei pentru a-i vinde? Deci, cum? Avem atunci o săptămână sau două săptămâni de rugare și Ecopiața ne oferă cu ajutorul primăriei piața la în Tătăraș, la doi băieți acolo, mergem cu miei, îi sacrificăm acolo pe loc, doctorul îi vede, ștampilează, tot în regulă. Dar cu mici excepții, deci cam greu o să pleci din piața de acolo, din de la doi băieți, să mergi în altă piață. Și atunci rămâi și acolo, dar cum să vă spun eu, deci e foarte greu. Mai sacrificăm și la stână, deci pentru clienți. Deci eu nu vă mint, deci am clienți de ani de zile, știe cum îi aduc, deci aduc un doctor să uită la ei, doctor deci cu prescripție de la erbiceni, eu îi tai, el vine să uită la ei, mă înțelege, ștampilează și după aia mă duc la clienți și duc acasă sau vin clienții la stână și ia. Altfel nu pot. Adică e greu, până la urmă... Păi e foarte greu, ce pot să vă spun? Adică mai sunt încă lucruri care ar trebui rezolvate în ceea ce privește partea asta și în ceea ce privește susținerea crescătorilor de ovine. Deci aici, deci în alte zone sunt abatoare ca de sărăresc populația, deci nu e problemă. De exemplu, la Botoșan sunt 2-3, în partea Vaslui iară sunt 2-3-4, mă rog, sau câte sunt. Pe care vin cei de la Vaslui în piețele Iașului și vând mie iar carcasă și ei de aici nu pot să-i vândă în piață că nu au unde să-i sacrifice și legea spune că numai în abatoare special amenajate sau legale cu certificat de transport, cu deci toate, camere frigorifică, ce necesită. Din punct de vedere al direcției agricole, cum vedeți problema acestor abatoare? Există vreo soluție? Cred că nu este treaba noastră. Nu noi suntem factorii decidenți. Noi putem aduce la cunoștință celorlalte instituții publice și aici mă refer la Direcția Sanitar-Veterinară pentru că ei oferă avizul în cadrul acestor abatoare, să spunem așa. Dar am mai avut încercări și colaborări. Mi-aduc aminte că la un eveniment, la o piață,
la un târg. Am obținut avizul ăsta de a sacrifica sau a venit producătorul cu mielul sacrificat să-l vând în cadrul evenimentelor. Pentru că iar este o problemă și aici. Eu organizez sau fac un eveniment, să zicem, de Paște, Crăciun, și un producător nu poate veni cu un miel sacrificat, pentru că nu are voie, ar încălca legea, nu? Da. Și atunci, în cadrul evenimentelor noastre, cu acordul Direcției Sanitar Veterinare, într-un an chiar am obținut derogarea de care spunea domnul Caian. Există posibilități, există, să zicem, portițe pentru a ajuta producătorii, doar trebuie un pic de mai multă implicare. Și cred că multă bunăvoință, ceea ce nu ne lipsește. Până la urmă, obiectivul final al acestei campanii? Da, până la urmă, obiectivul acestei campanii este de a conștientiza consumatorul că există și alte alternative la celelalte tipuri de carne, și anume carnea de oaie, că există și alte produse lactate în afară de cele de vacă, și anume cele de ovine și capline, și că totuși am putea găsi o alternativă de a consuma și altceva, sau măcar de a încerca. Nu se știe dacă încerci, să poate există posibilitatea să-ți și placă. Așa e, până la urmă, dacă nu... Dacă... Pentru că mulți din noi plecăm de la premisa, n-am gustat niciodată carne de oaie, dar am auzit-o de la prietenii mei că nu este bună. Și atunci, automat, nici mie nu-mi va plăcea. Și nici nu aș vrea să încerc. Da, în cadrul acestei campanii, cum v-am zis, vom încerca să punem la aceeași masă atât consumatori, atât producători, cât și autorități publice locale. Pentru că producătorii au doleanțele lor, au problemele lor, probabil în alt context nu ar fi putut fi auziți, pentru că este un pic mai greu să ajungi. Nu ai timp, în primul rând, să ajungi să zici cuiva, vrem să avem și noi abatoare. Dar, prin cadrul acestei campanii, există o posibilitate de a fi la aceeași masă toți partenerii. Cum spunea și domnul mai devreme, că nu există zi de sărbătoare. Adică dar în agricultură, și poate părea un clișeu, nu cred că în agricultură există sărbătoare. Bine. Nu cred că vreun producător nu cred că o să vă spună că are, mâine este, nu știu, Sfânta Marie. Și el nu muncește mâine sau nu dă mâncare la animale pentru că este sărbătoare. E normal, nu poți să nu hrănești animalele dacă e sărbătoare. Nu le mulge. Sau... Da, pentru că e Sfântul Dumitru. Sau, da, nu le mulge și nu încheagă laptele că e sărbătoare. Exact. Da, v-am zis că poate părea un clișeu că în agricultură nu există sărbătoare, dar chiar nu este. Un om care este pasionat de agricultură, un om care este pasionat de creșterea animalelor, indiferent de ramura din agricultură, va munci. Cred că, așa cum spunea și domnul Caian, ca poți trăi din agricultură dacă îți dorești și dacă ai pasiuni pentru ceea ce faci. La fel cum spuneau și ceilalți producători invitați, da, există, au reușit tocmai pentru că au muncit. Și n-a contat că ploua afară, că era sărbătoare, că era soare, că, nu știu, mulți alți factori care pe alții au făcut să renunțe. Asta așa e. Până la urmă, dacă vrei să faci ceva cu adevărat, trebuie reușești. Să ai pasiune, și să ai pasiune și să te implici în totalitate. Și plăcerea. Deci de când faceți asta? De când aveți... De când m-am născut. De când o afacere din familie. Deci, eu mă trag dintr-o zonă care nu e... Mă trag dintr-o zonă în care tradiția este creșterea ovinelor. Și atunci eu, cum să vă spun, aici așa sunt venit în zona asta. Și de când m-am născut cu oi, cu animale. Aveți și capre sau doar oi? Deci oi, 5 capre am atâta. Dar și carne de oaie, carne de capră e cumpărată? Deci, sau deloc? Nu. Cumpărată, cum să spun. Adică exact cum e carnea de oaie, așa e și carnea de capră. Tot așa e. Are același... Mentalitatea... Deci capra are un gust mai impregnant. Care, mai intens. Da. Acum, toamna, are un gust mai impregnant de capră. Adică gust impregnant are. Adică...
capra și are un miros mai... Are hormonii ăștia. Că, carne de oaie am mâncat și mănânc carne de capră, nu, nu știu cum e, dar nu mă tentează. Poate facem campanie, alege capra. De ce nu? Până la urmă, dacă sunt binevenite și dacă sunt și benefice. Da, toate programele acestea la început au fost controversate. Și încă este un subiect controversat. Nu, dar cred că există vreun program sau vreun ajutor de minimis sau un ajutor oferit producătorului care să nu fie avut controversele lui. Începem cu tomatele. În iarnă am promovat programul cu tomate. La început oamenii erau sceptici. De ce să facem? Ne-am lovit. Acum vin singuri să se înscrie în programul ăsta. În vară am avut programul lână, HD500. La fel, ne-am dus, oamenii se uitau ciudat la noi. Cum adică primim un leu dacă vindem, pe lângă prețul care îl mai primim, vindem noi lână, mai primim un leu dacă facem ceva? Da. Încet, încet, oamenii încep să se învețe că nu sunt doar vorbe. Se văd și rezultate la toate programele astea. Și dacă nu există controversă, spunea cineva că și publicitatea negativă e tot o publicitate. Da, până la urmă, cum spunești tu, dacă nu era această denumire Alege Oaia, cred că nu avea acel impact. Până la urmă era... Cum ar fi fost să fie Alege Carnea? Nu, sau susținem... Producătorul de ovine. Da, crescătorul așa de ovine. Impactul a fost mult mai mare pe nume, iar în esență... Da, dacă intrați pe pagina dedicată evenimentului, o să vedeți acolo că sunt tot felul de mici secrete în prepararea, nu știu, unui produs din carne de oaie. E probabil pe sezoane, cred. Iarnă, toamnă, primăvară, vară. Adică fiecare, nu știu, preparat are o poveste, să zicem așa. Iar dacă domnul Caian acum este modest, el n-a vrut să spună din ce zonă se trage. Dar dacă v-ar spune că vine din Sibiu, atunci ar fi altă poveste. Și atunci ar veni și cu, să zicem, secretele preparării. Pentru că ei sunt recunoscuți. În zona respectivă au o tradiție. Și se păstrează în zona aceea? E mai consumată carne de oaie? Bineînțeles. Pentru că e tradiția care se păstrează. Bineînțeles, se mănâncă foarte tare, foarte. Deci... Cam în general, în zona Ardealului, se consumă carne de oaie mai mult, mai tare decât în zona Moldovei. Și cum ne-ați venit la Iași? Scopul, scuză, mijlocul. Deci, făceam transumanța cu oile. Și acum, o anumită perioadă, guvernul ne-a oferit, adică fiecare și-a revendicat pământurile, ceapelul s-a desfințat, iaseurile și... Ne-am dus cu un memoriu la guvern. Guvernul ne-a oferit niște culoare de transumanță. Dar dacă pleca primul câr de oi, avea mâncare pe culoarea acela. Se ducea al doilea, avea. Al treilea mai puțin, al patrulea deloc și așa. Și am ajuns la o concluzie că nu mai este bine să faci transumanța. Deci numai trebuie să se fixeze undeva. Și guvernul a spus, băi, voi umblați toată țara, fixați-vă și voi un loc pe unde credeți voi de cuvință. Eu fiind cu produse pe aici, prin zonă, de ani de zile că vin din 87 cu lână și după aia cu brânză și așa, au fost într-un an secetă foarte tare și se vindeau ele nimic, 50 de lei, 60 de lei oaie, oi foarte bune. Eu le-am cumpărat, structură, le-am dus acasă la Sibiu. Și a doua tură, când am vrut să mai cumpăr niște oi, am întârziat și a început să mai și revină. Din secet, tot venit să-și mai revină terenul. Și atunci am ajuns la concluzia că n-ar fi rău să încerc în zona asta. Deci am cumpărat oile de la cineva, care acum, unde sunt eu acum, nu prea erau oi în sat. Și am zis, bă, nu prea încurc oamenii. Deci m-am dus la primărie, și i-am spus, domnule, care e problemă? Uite, așa, 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 dacă se poate, dacă nu știu ce, limita posibilității, așa.
S-a meritat? Bineînțeles, că primăria am găsit niște oameni extraordinar de buni în primărie, care m-au ajutat foarte mult și nu mi-au pus nicio piedică. Adică, bă, dacă tu ești sibian, să vii aici în zona asta din Potivă. Deci eu provoiam comuna. Deci ați văzut, acum n-am mai spus că sunt din Sibiu, pentru că, băi, sunt ierbiceni, nu? Sunteți din comuna Ierbiceni, da. V-ați stabilit acolo. Da. Înseamnă că nu vă pare rău că v-ați mutat aici, deci, în județul Iași și ați găsit și susținere, să înțelegem. Da. 80%, da. Dacă ați avut parte de susținere și prin proiectele realizate de Direcția Județeană Agricolă, reușiți să mai faceți și pași buni. Da, uite că ne urmăresc foarte multe persoane și mulți spun că dacă ca să ai, trebuie să muncești până la urmă și că doar cei care nu vor nu muncesc, iar carnea de oaie este cea mai bună. Pastrama de oaie e cea mai bună, spune cineva din Batra Dor. Suntem urmăriți de acolo. Îi salutăm, se pare că ne apropiem de finalul emisiunii. Este un proiect bun și sperăm să ne vedem la sfârșitul programului. Așteptăm să discutăm până la sfârșitul programului, așteptăm acele conferințe și acele întâlniri unde să... Da, o să încercăm, v-am zis, scopul programului este mediatizarea. Iar prin mediatizare nu putem să o facem singuri. Automat o să vă invităm. Iar noi cu drag vom fi alături și dacă tot am găsit această zicală, ci că în miezul iernii, alături de un pahar de vin, merg de minune cârnații uscați din carne de oaie, condimentați cu usturoi, cimbru, sare și ardei iute, roșu, în materie de oaie și în maț de oaie și afumați cu fum natural din lemn de fag. Deci deja avem o rețetă data viitoare, pus aici la dispoziție. Data viitoare o să venim și cu produsele. Data viitoare venim și facem câteva produse și chiar le dăm premii. Le promovăm și celor care vor suna în direct în emisiune le facem premiu câte un produs. Dar din carne de oaie. Dar facem altfel. Celor care vor suna, facem o excursie la stână. Să vadă exact acolo, de la sursă. Da, pentru că foarte mulți consumatori sunt un pic sceptici, nu prea au încredere decât în ceea ce văd. Și mai bine să duci omul direct la sursă, să vadă totuși că nu mai există acele stâni din amintirile lor. Acum oamenii chiar muncesc și oamenii chiar investesc și ar fi păcat să nu cunoască și latura asta care se află în spatele imaginei. Asta așa este. Eu vă mulțumesc pentru prezența în studio, vă mai așteptăm, vom veni și noi în vizită la sână să promovăm cât mai mult acest proiect. Mulțumim, Roxana, pentru că ești alături de noi și vii cu proiecte frumoase și benefice pentru producătorii județului Iași. Celor de acasă le mulțumim că a fost alături de noi. Și le dorim o seară frumoasă în continuare. Rămâneți pe Infinit TV!